Eu sunt unul dintre oamenii care l-au, nu că l-au apărat, au încercat să le aducă lucrurile pe făgașul lor firesc, pe vremea când toată lumea îl înjura pe Iani și toată lumea vrea să-l dea afară, toată lumea de peste Da. tot, pentru simplu fapt că e fiul lui Gică și că nu reușește să fie Gică. Am scris și un editorial, nu știu, parcă l-ați preluat și voi dacă nu mă înșel, că Ianis nu e Gică. Dar de aici și până acolo, mai departe, pare că și Ianis are o problemă. Are o problemă, pe de o parte, cu ieșitul din spate. Nu știu, părerea mea e că în primul rând ar trebui să-și schimbe o să se supere Gică pe mine acum și știi că am o relație bună Da. cu el, dar e un adevăr. După părerea mea ar trebui să scrie Ianis pe spate, să nu mai scrie Hagi. Serios? Asta pentru e că... prima chestie pe care ai face-o dacă ai da, fi și o chestie consilierul lui? Mentală, dacă vrei, să înceteze să fie, să înceteze să fie Hagi. Știu că e nasol, e un nume mare, e, dar părerea mea e că pe Ianis ăsta îl strivește în primul rând. În al doilea rând îl strivește uriașa presiune a opiniei publice. Pentru că toată lumea, repet, așteaptă ca Ianis să fie cel puțin Gică sau dacă nu măcar pe aproape de acolo. Și nu e! Okay. Ianis e un fotbalist talentat, e un fotbalist inteligent care dă bine cu amândouă picioarele, chiar mai bine decât taxul cu dreptul, dacă te uiți. Așa, nu-s de acord cu tine aici. Da? Nu. Și nu. Aici vine mare niciodată. Dar. La un moment dat trebuie să se dezbare de frumoasa moștenire Hagi și să devină Ianis și să fie fotbalist. Pentru că până acum de fiecare dată a fost fiul lui Gică Hagi. Pe unde s-a dus? Îmi pare rău că trebuie să-l spun. Ceea ce sunt... mai mare credit decât i-a dat la început când a venit Steven Gerrard, nu cred că i-a dat niciun antrenor pe unde a fost Ianis, cu excepția lui Tăitesul la viitor. Da. Cât greșește Hagi punând el însuși presiunea asta pe fiul său? Acum eu l-am văzut pe zic. Prietenul lui Hagi, pe Rivaldo, care vine și spune, domnule, ar trebui să-și caute alt club dacă nu mai joacă acolo. Eu cred că chestia asta nu va pica bine, nu le va pica păi, bine și celor de la general Rangers. Nu pică. Tu, ție nu ți se pare că Ianis are mai multe cluburi la activ decât ani de fotbal profesionist? Un om care schimbă două echipe pe an? E o mică are exagerare, un dar are multe cluburi, da, are. Așa. Și acum înțeleg că vrea să-l schimbe din nou, să se ducă la Başakşehir sau la Sampdoria. Bun. Hai să vedem dacă iese și dacă se impune. Eu nu trăznesc să-l acuz pe Gică. Nici măcar dincolo de respectul uriaș pe care îl port, Gică e tată, ca și mine. Ianis e, dacă nu mă înșel, cu un an mai mare de, sau de aceea vârstă cu fiul meu, Vlad. Copiii ăștia au plecat cumva paralel în viață. Eu știu cum am făcut eu, bunii. Nici eu nu sunt chiar Hagi, nici măcar în meseria pe care o practic, deși îmi place să zic că sunt cel mai bun. Dar eu de la un moment dat în viață am încetat cu orice tip de presiune pe copilul meu, pentru că mi-am dat seama că mai mult îi dăunează și l-am lăsat să facă ce știe el, ce simte și cum consideră necesar. Pare că e și bine. Eu nu permit să-i dau sfatul lui Gică, lasă-l tată mai liber și nu mai pune presiune pe el și lasă-l să-și ia viața în propriile mâini. Habar n-am, e chestie de familie, la ei sunt și relațiile pe care le știi și tu, neamul machidonesc, că sunt toți ei între ei, se cocoloșesc, se apără, se păzesc, se ajută, se... Mi-e foarte greu să... Da. Eu nu știu, dacă ar fi, repet, eu spun ce am făcut eu într-o situație asemănătoare, e drept. Fiul meu nefiind sub presiunea opiniei publice și neocupându-se de o activitate care să îl aducă în lumina reflectoarelor. Dar eu de la un punct încolo, pur și simplu, deși mi-a fost extrem de greu, am decis în mintea mea de om nebun și căpos că gata frate, e momentul lui și pare suficient de matur încât să aleagă și să facă.